Așa vorbește Domnul. Vai de unii pământeni, zice Domnul. Vai de unii pământeni, pentru că nu trece mult, zice Domnul. Și voi scoate din pământ un nor de cenușă. Voi arunca norul acesta în văzduh, zice Domnul, la înălțime mare, și apoi îl voi cobori peste pământ. Voi scoate din pământ, zice Domnul, apă clopocită și multă moșirile, Doamne. Voi arunca un văzut la înălțime mare, apoi voi arunca o peste pământ. Și-a vorbește Domnul. Voi scoate din pământ stânci care le voi despica la porunca mea, zice Domnul. Le voi scoate din pământ de la adâncime și le voi arunca în văzduh, apoi le voi arunca peste pământie, peste casele lor. Vai, prăpăduie este aproape, zice Domnul. Ori s-a robia cam de vinoglahul. Se va întreba, zice Domnul, mulți vor zice, unde este familia aceea, căci mi se pare că locuia în jurul acela, dar nu se va mai cunoaște locul unde locuia o familie de pământe, altă familie de pământe. Nu va putea să meargă pe unde s-o mers, pe străzile care s-o mers cu iuțeală ca să întâlnească păcatul. Nu va putea să se mai meargă, pentru că va fi stânci și mocirlă și groază. Necaz, strigă Domnul, dar pentru tine, poporule, vrem să strigăm o dată în durare. Vrem să strigăm o dată, fiecare care ești aici, oprește-te, rugă-te în carea, după ceea ce-ți place. Oprește-te, fiecare, și caută-ți fiția, caută pe mine, zice Domnul, caută-mă, popor de necăpăt, că-și mă las găsit, mă las întru plecat, putem să nu te întâlnire, căci ziua și seara îndură.